Are vreo legătură sacou cu parcursul rapidului? Cine mai oprește, domne, pe ăștia? Că până acum singur. Două săptămâni... Se opresc ei singuri, vezi de treabă. Da? A, să vezi cum se opresc așa, ei singuri. Așa ziceam și lui Robert în emisiune, că toate trenurile se opresc la un moment dat, depinde unde. Domne, am făcut achiziții bune, e o treabă serioasă la Rapid, un patron serios, cei din jurul patronului sunt de mare ținută, să știi, au băgat bani. Și asta, după părerea mea, contează, că fără bani nu poți să faci absolut nimic în această viață. Depinde și de bani, că dacă vorba aceea, vă duceți cu banii care aveți în Dubai, ați văzut, la o valoare. De la $300 în sus, trăiești. În România. Trăiești încă o dată. Respiri. Respiri. Adică nu mori de foame. Da. Dacă nu te duci niciodată la niciun restaurant, dacă nu te duci la nicio cofetărie, dacă nu te duci... Stai închis în casă și iese aer ca să respiri.